găsit la Ora de Sănătate, sunt Alexandra Ghețea. Fumatul accelerează îmbătrânirea, reduce cantitatea de vitamine din organism, crește nivelul colesterolului și afectează dinții și gingiile. Tot el slăbește sistemul imunitar, crește riscul de pneumonie și TBC și scade toleranța la efort. Și atunci ne întrebăm, oare merită? Se pare că da, din moment ce România are aproape 5 milioane de fumători. Numai în țara noastră, fumatul omoară 33.000 de persoane pe an. Peste 70% dintre ei mor între 35 și 69 de ani. Poate tocmai de aceea și secțiile spitalelor sunt pline de pacienți. Pornind de la aceste aspecte, am vrut să aflăm care sunt afecțiunile declanșate de fumat. Pentru asta am discutat cu doctorul Elena Danteș, directorul medical al Spitalului de Pneumoftiziologie din Palazul Mare. Bine ați venit la noi! Vara aceasta am avut surpriza de a avea secțiile pline de pacienți. Un lucru bun pentru noi, aș zice, dar prost pentru sănătatea constanțeană. De ce este aglomerat în ultima perioadă Spitalul de Pneumoftiziologie din Palazul Mare? Pentru că s-au prezentat cazuri grave, patologie pulmonară importantă, au necesitat internări de lungă durată. Constatarea e că tuberculoza încă există, cancer descoperim din ce în ce mai frecvent, insuficiența respiratorie, care este complicația multor afecțiuni pulmonare, este și ea frecventă la pacienții noștri, ca atare am avut de lucru. Care sunt cele mai frecvente afecțiuni cu care vă confruntați în această perioadă? Printre cele mai frecvente sunt tuberculoza, afecțiunile pulmonare, afecțiunile pleurale, pleureziile, cancerul bronhopulmonar, decompensările bolilor obstructive, bronhopneumopatia cronico-obstructivă și astmul bronșic, insuficiențele respiratorii datorită sindromelor post-tuberculoase și afecțiuni mai rare, eu știu, manifestări pulmonare în cadrul altor boli sistemice. Aș vrea să le luăm pe rând acum. Haideți să vorbim întâi despre fumat. Credeam că mă întrebați câți pacienți sunt fumători. Aproape, aș zice că 90% dintre cei care se adresează serviciului de pneumologie sunt fumători, pentru că fumatul este un important factor de risc pe care ni-l asumăm singuri, pe care putem să ne îndepărtăm ușor din viața noastră și actual există multiple posibilități de a ajuta pacienții în sevrajul tabagic. Care este vârsta la care pacienții decid să se lasă de fumat? Zi de zi constat că acest obicei crește de la vârstă din ce în ce mai mică. Fetele fumează majoritatea și educație medicală pe această parte se face destul de puțin. În momentul în care ajung la noi, este primul pas în care pacienții se gândesc să se lase de fumat. Știți că în spitale fumatul este absolut interzis. Există sancțiuni pe care ar trebui să le aplicăm. Nu prea avem mijloacele necesare să le aplicăm, dar este prima perioadă în care se lasă de fumat. Nu toți reușesc, încercăm să-i motivăm, există și terapii alternative care ajută pacientul în sevrajul tabagic, pe lângă terapiile bolii și afecțiunilor pe care le au. Care sunt metodele la care apelați pentru a-i face pe pacient să se lase de fumat? În primul rând este educația medicală, chiar dacă fumătorul știe ce riscuri prezintă obiceiul de a fuma. În al doilea rând putem apela la consiliere psihologică și în Constanța există centre specializate în acest sens. Și nu în ultimul rând apelăm la medicație. Sunt terapii care se indică și care fac ca această perioadă de sevraj de care fiecare fumător se sperie să fie mai ușoară. Aceste terapii constau fie în adaus de sunt înlocuitori de nicotină care dau această stare de bine pe care o au fumătorii în momentul în care își aprind o țigară.
Iar al doilea tip de terapie este reprezentat de medicamente care inhibă nevoia de a fuma. Practic, le scade acea poftă de a fuma. Câți dintre pacienții reușesc într-adevăr să se lase? Procentul nu este foarte mare, în jur de 30-40%, comparativ cu procentele realizate în străinătate. Și ce vârste au acești pacienți? În mod direct, în spital se adresează la ora actuală mai puțin pacienți. Ei merg în ambulator pentru terapia sevrajului, pentru a lupta cu acest nenorocit fumat. La noi ați văzut decadele de vârstă, aș zice, sunt 30, 40, 40, 50, 50, 60 de ani. Care sunt afecțiunile determinate de fumat? Practic nu există celulă sau țesut din organism care să nu fie afectată de expunerea la fumul de țigaretă. Dar pe primele locuri sunt situate bolile cardiovasculare și bolile respiratorii. Și aș enumera aici bronșita cronică tabagică, bronhopneumopatia cronic-obstructivă, acel BPOC pe care îl cunosc pacienții, ateromatoza sistemică, cardiopatia ischemică, cancerul bronhopulmonar, cancerul de vezică urinară. Practic, fumatul este un factor de risc pentru foarte, foarte multe afecțiuni și nu numai cardiopulmonare, ci și în sferă ginecologică, în sferă endocrină, lucruri la care nu ne-am gândit. Dă infertilitate, dă impotență, strică tenul, strică dantura, apar fenomene de îmbătrânire mult mai repede. Deci, vedeți, sunt lucruri care se adresează și nu numai sănătății, ci și aspectului fizic. Care sunt semnele la care trebuie să se aștepte un fumător sau simptomele afecțiunilor provocate de fumat? Simptomele sunt extrem de nespecifice, dar de obicei pacienții fumători la un moment dat simt oboseală în timp ce fac efort sau apare tusea. Tusea poate să fie seacă, dar de obicei este productivă. Apare în general ca o toaletă matinală bronșică. Pacientul fumător expectorează în cursul dimineții. Și de multe ori este un simptom care întârzie venirea pacientului la medic, deoarece toți spun sunt fumător, pot să tușez dimineața, dar de fapt acea tuse ascunde o afecțiune nu de puține ori grave și pentru care ar trebui să se prezinte la medic. Vedeți și un cancer bronhopulmonar poate să fie etichetat sau poate să debuteze ca o simplă tuse și o bronșită cronică de asemenea. Foarte, foarte multe afecțiuni poate fi incriminat în decompensările astmatice, poate să fie legat de debutul unui astm. La cât timp de la renunțarea la țigară se pot declara pacienții liniștiți, nu mai există pericole pentru ei? Ai sunt mai multe lucruri de luat în discuție. Depinde foarte tare și timpul care, câți ani a fumat înainte. Pentru că una e să fumezi un an, două, trei țigări pe zi și alta e să fumezi 10 ani sau 20 de ani, un pachet, două pachete pe zi. Dar lucrurile bune apar din primele ore după întreruperea fumatului, adică se normalizează, dacă vreți, pulsul sau nivelul de respirații, tensiunea arterială. În primele două săptămâni pacientul poate să tușească un pic mai mult ca de obicei. Acesta nu este un lucru care să-l facă să întrerupă această dorință de a întrerupe fumatul. Și aș putea spune că după ani de zile poate să ajungă să aibă un risc echivalent cu al unui pacient nefumător. Uneori și 20 de ani îți trebuie ca să revii la acel risc al nefumătorului. Ce îi sfătuiți pe cei care vor să renunțe la țigări?
Există un sfat minimal pe care îl dăm și pe care ar trebui să-l dea orice medic atunci când pacientul fumător intră în cabinet. Și mă refer aici la medicina primară, la medicul de familie. Primul sfat este acela de a atrage atenția și de a-i spune fumătorului că dacă se lasă de fumat acum, va avea de câștigat. Foarte mulți dintre ei nici măcar nu se gândesc să întrerupă fumatul, dar această atitudine de a atrage atenția pe foarte mulți îi fac să se gândească. Ulterior, la cei care și-au propus, sunt deciși, pentru că dacă pacientul nu vrea, este foarte greu de realizat acest lucru, explicăm alternativele terapeutice, de la consilierea psihologică și terapia de care am discutat. Și acestea sunt niște ședințe de medicale separate față de, eu știu, consultațiile noastre pe care le facem zi de zi la pacientul internat. Haideți să vorbim despre BPOC. Ce este această afecțiune și cum se manifestă? Factorul declanșator principal este fumatul, dar există și alți factori care trebuie să luați în considerare și aș menționa aici poluarea atmosferică, poluarea la locul de muncă și chiar poluarea domiciliară. Niciodată sau de puține ori ne gândim la gospodine care stau toată ziua în abur, gătesc, uneori gătesc la sobă și ele au riscul de a dezvolta această broncopneumopatie cronic-obstructivă și să nu uităm fumatul pasiv. Deci cei care stau în preajma celor care fumează. Ce înseamnă această boală? Înseamnă o îngustare a bronșilor și foarte mulți pacienți mă întreabă sau îmi spun, adică nu am nimic pulmonar și bronșile fac parte din țesutul pulmonar, din aparatul respirator. Deci este o îngustare a acestor bronșii și atunci aerul intră și iese mai greu decât la un pacient, decât la un om sănătos, la un om normal. Ea se manifestă prin tuse cu expectorație. Atunci când pacientul tușește mai mult de 2 luni pe an, 2 ani consecutiv, deja susținem diagnosticul de bronșită cronică. Iar când avem argumente să susținem și emfizemul pulmonar și avem și argumente spirometrice, o investigație extrem de simplă de realizat din ambulator în spital, putem să susținem diagnosticul de BPOC. Deci este un diagnostic extrem de ușor de pus de către clinician, de către orice medic de familie. Odată pus diagnosticul, pacientul rămâne în evidența noastră pentru că intră pe terapie, el trebuie evaluat de specialist măcar o dată la 3 luni de zile pentru a vedea care este nivelul simptomatologiei, care este toleranța terapeutică, care este îmbunătățirea calității vieții acestuia, dacă a renunțat sau nu la fumat, de exemplu, pentru că acesta este primul tratament care se aplică, și de a evalua în dinamică care sunt riscurile de a face o exacerbare, adică o agravare care necesită internarea în spital sau de a pierde din funcția respiratorie. Deci, cu bolnavul BPOCist, lucrurile sunt foarte clare, sunt ghiduri naționale și internaționale, care, după care conducem terapia și monitorizarea. Terapia este inhalatorie. Aș putea să menționez că nu este o terapie ieftină, că acești pacienți au nevoie de spray-uri inhalatorii în fiecare lună și că BPOC-ul este o boală care este irreversibilă. Nu este ca o pneumonie, o tratez o săptămână, 2 săptămâni, 3 săptămâni și se vindecă. Odată diagnosticul pus, rămâne o afecțiune cronică pe care o tratez toată viața. Tot din ciclul bolilor pulmonare obstructive fac parte și emfizemul pulmonar, dar și astmul. Ce puteți să ne spuneți despre ele? Emfizemul pulmonar este o afecțiune care constă în dilatația spațiilor aeriene periferice.
Practic, în loc de alveole, apar așa numitele bule de enfizem. Sunt niște spații mari care conțin aer și care fac ca plămânul să nu mai participe la funcția lui de schimb gazos, adică să preia oxigenul din aerul atmosferic și să elimine dioxidul de carbon, rezultat în urma metabolismului. Acest diagnostic este mai greu de susținut. De ce? Pentru că avem doar semne indirecte la examenul clinic și pe o radiografie pulmonară. El se poate susține cu certitudine pe computer tomograf de torace. În ceea ce privește astmul, este o afecțiune care nu este legată direct de fumat, este o afecțiune care se poate moșteni, are o componentă genetică care poate să apară la orice vârstă, care se caracterizează prin episoade de lipsă de aer, tuse șuierătoare sau constricție toracică, iar aceste fenomene de obicei apar la expunerea la anumiți factori alergici, factor trigger, cum îi numim, pe care pacientul și identifică singur. La fel și aici este bine ca pacientul să aibă o relație strânsă cu medicul de familie și cu specialistul, deoarece trebuie o educație foarte fină apropo de cum evoluează boala, fiind o afecțiune cronică, o afecțiune în care pacientul poate să fie absolut normal cu o terapie corectă. Terapia este inhalatorie, este de două tipuri, terapie de criză și terapie de întreținere, în funcție de severitatea pacientului, bolii pacientului din fața noastră. Aș vrea să menționez pentru pacienții aici, terapia inhalatorie în pneumologie a fost un progres extraordinar pentru că aceste medicamente au efect doar local la nivel respirator și nu au efect sistemic. Deci nu ne temem de complicații sau de efecte adverse sistemice decât în rare cazuri. Numai că tehnica inhalării trebuie să fie foarte bună. Trebuie să fie controlată întotdeauna de medic. Pentru că acolo, când boala nu merge bine, chiar dacă tratamentul a fost prescris corect, fie diagnosticul este altul, fie tehnica este necorespunzătoare. Adică ce trebuie să știe asmaticii? Care este tehnica corectă? Trebuie să știe să-și administreze pufurile și depinde puțin de fiecare spray în parte. De exemplu, spray-ul de criză pe care foarte mulți pacienți îl cunosc, atât pentru pacienții astmatici cât și pentru cei cu BPOC, acel salbutamol sau ventolin, trebuie ca spray-ul respectiv să fie agitat, trebuie ca înainte de a-l administra să fie plămânul gol, să expire tot aerul din plămâni, în momentul în care activează spray-ul să pornească și inspirul, să mențină o apnee de 10 secunde. Deci e greu să-i sfătuim atâta timp cât nu sunt în fața noastră și atâta timp cât nu controlăm efectiv tehnica de administrare. Adică odată prescris, l-am și dat pacientului în mână și își face și prima administrare pentru a vedea dacă a înțeles corect. Nu sunt de acord cu sfatul dat în farmacie sau cu citirea tehnicii din prospect, pentru că nu întotdeauna tehnica înțeleasă este cea corectă. Ce este de făcut atunci când o persoană de lângă noi manifestă o criză de astmă? Cei cunoscuți astmatici își au în geantă spray-ul de criză. Mai rar sunt cei care îi avem în preajmă pe astmaticii la debut. Sigur că aici am putea să ne gândim, dacă vreți, la reacțiile alergice, la șocurile anafilactice care apar. Aceștia de obicei au nevoie de îngrijire medicală rapidă, acută, imediat se cheamă salvarea sau se dă un prim ajutor medical calificat, depinde unde ne aflăm. Care sunt factorii declanșatori ai astmului? Cei mai frecvenți sunt acarienii din praful de cameră, mucegaiul, fungii,
Sunt anumite polenuri, de aceea uneori avem pacienți astmatici care manifestă crize doar în anumite sezoane, primăvara sau toamna. Avem astm la efort, avem astm declanșat de infecțiile bronhopulmonare, în general astmul care apare la o vârstă mai tardivă. Orice medicament poate să declanșeze o criză astmatică, aspirina și antiinflamatoriile nesteroidiene. Deci este foarte importantă discuția noastră cu pacientul pentru a identifica toți acești factori. De obicei, crizele astmatice sunt mai frecvente noaptea sau dimineața de vreme, apar în anumite condiții, merg într-o anume încăpere unde știu că au mucegai și începe criza astmatică. Și sunt foarte mulți factori trigger. În ce fel sunt afectați plămânii de răceli și viroze respiratorii netratate? Infecțiile pot afecta în multiple feluri. De la o simplă coriză sau o simplă răceală banală până la o traheobronșită acută, o pneumonie, pleurezie, adică apă între foițele pleurale, bronhopneumonie. Uneori lucrurile pot fi mai complicate, empieme pleurale, supurații bronhopulmonare, agravarea unui astm preexistent. Ce puteți să ne spuneți despre pneumonie? Pneumoniile pot apare la orice vârstă. Ele au un debut acut și se manifestă prin febră, frison și junc toracic. De obicei apar în plină sănătate la pacienții cu afecțiuni, cu comorbidități, afecțiuni cardiovasculare, la diabetici, pot să aibă o gravitate mai mare. De obicei ei sunt pacienți care necesită internare. La examenul clinic avem semne specifice, auscultatorii, iar pe radiografie apar așa numitele opacități care diagnostichează foarte, prin care, cu care putem foarte ușor să diagnosticăm o pneumonie. Odată diagnosticată, se face tratament antibiotic, antiinflamator, expectorant, se vindecă 100% și sigur durata terapiei depinde un pic de severitatea pacientului din fața noastră. Una dintre cele mai răspândite afecțiuni determinate de fumat este cancerul pulmonar. Ce puteți să ne spuneți despre el? În general, la un fumător peste 20 pachete ani, adică fumat un pachet de țigarete 20 de ani, riscul crește de 20 de ori pentru cancerul bronhopulmonar. Astăzi, noi diagnosticăm din ce în ce mai frecvent cancerul bronhopulmonar. Acum câțiva ani diagnosticam un cancer la 3 zile. Anul acesta avem surpriza să depistăm și două cancere, doi pacienți pe zi. Practic, din punctul nostru de vedere, în funcție de lucrurile cu care ne confruntăm pe secție, cancerul a crescut foarte mult în incidență. Din păcate, pacienții vin târziu la spital. Plămânul este un organ care nu doare. Durerea apare în momentul în care sunt atinse foițele pleurale, cele care învelesc plămânul, sau când sunt invadate elemente anatomice mai mari. Pacientul se poate prezenta pentru o tuse cronică și avem surpriza ca pe radiografie să avem suspiciunea unei tumori. Uneori poate să prezinte o hemoptizie, adică să tușească, să expectoreze sânge. În aceste cazuri, pacientul se prezintă mult mai repede în spital decât pentru o simplă tuse. Alte ori apar semne de impregnare cu scădere mare ponderală, lipsa poftei de mâncare, o paloare caracteristică, stare generală alterată, astenie. Pentru diagnostic relevante sunt radiografia, computer tomograf și fibrobronhoscopia cu examene histopatologice care se pot face. Care sunt cauzele apariției acestuia?
lucrurile sunt mult discutate. Sigur că fumatul este cel care domină, pentru că 90% din pacienții care au cancer sunt și fumători. Deci foarte puțini avem pacienți nefumători care au și cancer. Puțin femeile cu adenocarcinoamele, deci sunt tipuri de cancer histopatologice care nu sunt în directă legătură cu fumatul. Sigur că mai sunt incriminați anumiți factori genetici sau expunerea la radiații. Sunt anumite locuri de muncă unde expunerea este mai mare, dacă este să ne gândim la minele de uraniu. Există câteva lucruri care sunt luate în considerare, dar nu sunt pe deplin certificate. Cum se manifestă cancerul pulmonar? Păi, ca să le repetăm, tusea cronică, hemoptizia, deci expectorația de sânge, scăderea în greutate, astenia importantă, sufocarea care apare în timp, lipsa poftei de mâncare. Cam acestea sunt. Sigur că sunt și alte semne clinice, apar modificări la nivelul examenului clinic, atât la nivelul toracelui, cât și la nivelul feței. Se pot umfla articulațiile, pot apare ganglion periferici. Deci o consultație riguroasă clinică, urmată de investigații imagistice și biologice, sunt foarte, foarte importante. În ce constă tratamentul cancerului pulmonar? Depinde de stadiul în care îl descoperim, pentru că foarte rar descoperim cancere în stadii operabile. Pentru că atunci când formațiunea este limitată și o putem opera, primul tratament la care optăm este tratamentul chirurgical. Ulterior sau în același timp recomandăm, în funcție de tratamentul histopatologic, examen la colegii noștri oncologi și cu terapia cu citostatice și iradiere. Pe lângă acestea, terapia simptomatică ocupă și ea un loc important, terapia durerii, terapia simptomelor pe care le are pacientul. Care este vârsta la care apare acesta? Cred că cel mai tânăr pacient care ne-a murit în secție a avut 28 de ani, iar vârsta de debut a fumatului a fost 12 ani. Faptul că a scăzut vârsta la care a început acest obicei, sigur că a determinat și apariția cancerului la vârste mai tinere. Asta ar fi prima explicație. Se poate trata cancerul pulmonar? Cum vă spuneam, tratament există pentru fiecare stadiu, dar cu cât stadiul este mai incipient, cu atât supraviețuirea la 5 ani este mai mare. Și vă spuneam de intervenția chirurgicală, care dacă atunci când este efectuată în stadiu 1, de exemplu, putem să ne gândim la vindecare. Adică se scoate formațiunea respectivă și pacientul poate să nu aibă nevoie de tratament chimioterapic, de exemplu. În stadiile mai avansate, lucrurile sunt destul de complicate și supraviețuirea la 5 ani este mică. Câți constanțeni suferă de cancer pulmonar? Aveți o evidență? Nu am o evidență. În principiu, noi știm ce ni se adresează în spitalul nostru, dar trebuie să vă gândiți că afecțiunea este diagnosticată în secțiile de medicală, în secția de oncologie, adică cred că la nivel de direcție județeană am putea să apelăm să știm mai bine la serviciul de statistică. Știm că există anumite meserii periculoase pentru plămânii noștri. Care sunt ele și cum ne putem feri de ele? Păi aici vorbim de profesiile în care există o expunere la factori toxici pentru plămâni. În primul rând sunt minerii, pentru că ei au risc de a dezvolta silicoză, sunt cei care lucrează în mediul petrolier și avem aici în port întreprinderi care sau companii în care există expunere la gaze. Dacă vreți, putem aminti brutarii, cei care lucrează în bucătărie. Există anumite profesii în care se lucrează cu animalele, în zootehnie.
Sigur că sunt în funcție de nivelul de expunere în cei care lucrează în mediul iradiant. Dacă este să ne gândim la Cernavodă, dar sigur, peste tot sunt tot felul de măsuri de protecție a personalului care lucrează în... Ce afecțiuni pot contacta cei care lucrează în astfel de medii periculoase? Păi, de la, cum spuneam, silicoză până la alveolite alergice, tumori bronhopulmonare, dacă este să vorbim despre minele de uraniu, cei care lucrează în asbest, de exemplu, dezvoltă tumori pleurale, așa numitele mezotelioame. Numai că există din ce în ce mai rar lucru mediu cu asbest în ziua de astăzi. Ce remedii naturale sau ce alimente ar trebui recomandate acestor pacienți? În general, noi nu recomandăm remedii naturiste, nu suntem neapărat împotriva lor, dar nu este specialitatea noastră. În funcție de afecțiune, recomandăm regimuri hipercalorice, o alimentație cât mai bogată în legume, în vitamine, proteine. Dacă e să ne gândim la bolnavul cu tuberculoză, cu cât mănâncă mai bine, cu atât, cu cât regimul este mai bogat în nutrienți, cu atât este mai bine. Ce analize sau ce investigațiile sunt efectuate pacienților atunci când sosesc la dumneavoastră? Cred că la noi cea mai importantă este radiografia bronhopulmonară după examenul clinic, pentru că ea ne orientează foarte mult în investigațiile pe care le vom face ulterior. Vorbim aici de investigații bacteriologice, computer tomograf, bronhoscopia, dar pe primul plan aș pune examenul clinic și investigația radiologică simplă, o radiografie pulmonară simplă. Știm că aveți tot aici în cadrul policlinicii și un laborator de somnologie. Ce se petrece acolo? Am uitat de sindromul de apnee în somn, pentru că este o afecțiune destul de puțin cunoscută, care apare în special la persoanele supraponderale și care manifestă somnolență în cursul zilei, care au dureri de cap dimineața la trezire, au oboseală, tulburări de concentrare. Deci acești pacienți fac pauze în respirație noaptea datorită colapsului căilor aeriene centrale. Pe ei putem diagnostica în laboratorul nostru. Este o activitate care se desfășoară permanent și care de cele mai multe ori confirmă suspiciunea noastră de sindrom de apnee în somn. Cât de periculoasă este această afecțiune, de care până nu de mult nu se știa mare lucru? Riscurile sunt mari la pacienții care au sindrome de apnee în somn severe, pentru că în cursul acelei apnei se produce o scădere a oxigenului în sânge, care poate conduce la complicații cardiovasculare, la aritmii, la infarct, la accidente vasculare, până la deces în cursul nopții. Datorită somnolenței diurne se produc o mulțime de accidente rutiere, după cum bine știți. Ca atare, riscurile aș zice că sunt mari la pacienții care nu sunt diagnosticați. De exemplu, noi totdeauna am luptat ca toți șoferii să facă o înregistrare poligrafică dacă greutatea este peste normal. Cum se manifestă această afecțiune? Care sunt simptomele care ar trebui să-i trimită pe pacienți la dumneavoastră la un control? O parte dintre ele sunt relatate de către partener. De obicei, soția sau soțul ne spun că în timpul nopții pacientul este sfărăitor și face pauze în respirație, pauze lungi, care de cele mai multe ori îi sperie și motiv pentru care îi aduce la medic. Pe de altă parte, vă spuneam, obezii cu somnolență în timpul zilei, cei care adorm pe scaun, care prezintă tulburări de concentrare, tulburări de memorie, au un randament prost în activitatea de zi cu zi, sunt astenici, sunt cei care sunt candidați pentru sindromul de apnee în somn. Poate una dintre cele mai răspândite afecțiuni cu care vă confruntați este TBC-ul.
Spuneți-ne câte ceva despre el. Cum se declanșează? Tuberculoza este o boală contagioasă care este declanșată, al cărui agent cauzal este nu un virus, ci o bacterie, Mycobacterium tuberculosis, foarte cunoscută sub denumirea de Bacil Koch, pentru Robert Koch a fost cel care l-a descoperit, care se transmite pe cale aeriană prin picăturile de spută care se elimină în urma tusei pacientului bolnav de tuberculoză pulmonară. Odată inhalate aceste particule la o persoană sănătoasă, fie se poate produce o primă infecție, fie organismul este suficient de puternic și capabil să îl înlăture. La persoanele care s-au infectat, există riscul, la 10% dintre acestea, să dezvolte tuberculoză boală în cursul vieții. Boala este mai greu de înțeles pentru pacienți. De ce? Pentru că, în afara faptului, sigur că este o boală contagioasă, că se ia aerian de la persoană la persoană, este mai greu de înțeles pentru că nu întotdeauna există un interval clar între momentul infectării și momentul apariției bolii. Dacă este să ne gândim că noi facem controle și anchete epidemiologice la toți pacienții care sunt pozitivi în spută, pe care îi diagnosticăm. Dintre contactii lor, atunci când fac control, foarte mulți îmi spun: ok, eu nu am nimic pulmonar. Nu este suficient acest lucru. Trebuie să știe că acești pacienți pot, pe un anume teren, condiții favorizante, alimentație proastă, odihnă puțină, factori stresanți, alte boli care reprezintă un risc pentru dezvoltarea tuberculozei, cum este diabetul, la pacienții diabetici, pot să dezvolte tuberculoză oricând în viața lor. Deci nu neapărat în timpul în care descoperim sursa sau la un interval fix. Cum se face vindecarea? Este destul de complexă, din câte știu. N-aș putea spune că vindecarea este complexă. Aș putea spune că, având în vedere alte afecțiuni infecțioase, tratamentul în tuberculoză este lung. Este de 6 luni de zile pentru cazul nou și 8 luni de zile pentru cazul readmis, adică cel care a mai avut odată tuberculoză în viața lui. Pentru cazurile cronice, durata tratamentului poate să fie și de 2 ani de zile. Deci aici este problema majoră. Tratamentul este lung, trebuie bine condus, trebuie terminat pentru a realiza vindecarea acestei afecțiuni. În general, după cum puteți observa, simptomele sunt total nespecifice. Vorbim de tuse în BPOC, vorbim de tuse prelungită în tuberculoză, vorbim de tuse în cancer. I-aș sfătui pe fumătorii peste 40 de ani, chiar dacă sunt asimptomatici, să se prezinte periodic la un control medical, la medicul de familie. Pe cei care sunt simptomatici, tușitorii cronici, obligator, o tuse peste 3 săptămâni, trebuie să indice necesitatea efectuării unei radiografii toracice, o spirometrie efectuată la fumători. Ci aș sfătui să se prezinte la medicul de familie și în funcție de ce hotărăște, la medicul specialist. Mai bine să previi decât să tratezi, spune o vorbă din bătrâni. Cam același lucru se poate pune în aplicare și atunci când vine vorba despre renunțarea la tutun. Nicotina ajunge în creier în 10 secunde după primul fum. Țigările de altfel conțin în jur de 4.000 de ingrediente, care atunci când sunt arse pot produce peste 200 de compuși chimici, mulți dintre ei fiind legați de leziuni pulmonare. Nu uitați, plămânii nu dor, dar cât de bine respirați depinde doar de voi. Până data viitoare, urmați sfatul medicului.